Bună dimineața tuturor, încă o dată bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, Dorofte Eugen. Și astăzi vreau să vă arăt ceva, ceea ce am pregătit în urmă cu aproximativ 5 luni de zile, aproape 6. Dacă vă uitați pe canalul meu de YouTube și veți răsfoi pe acolo, veți găsi o rețetă de protofil de casă făcut de mine. O rețetă clasică, dar foarte folositoare pentru toți apicultorii în ceea ce privește protofilul și folosirea lui în stupină. Aș vrea să vă arăt această compoziție alcătuită. Este vorba de protofil de casă, compus din următoarele plante care le-am adunat pe timp de vară. Este vorba de coada șoricelului, gălbenele, mentă, flor de tei, pelin alb, roiniță, ce am mai pus? Roiniță, lămâiță am pus, da. Dacă vă uitați acolo veți vedea toate componentele exact. Toate acestea le-am adunat și le-am pus în 2 litri de alcool dublu rafinat de 70 de grade. N-am folosit de 90 de grade, unii folosesc așa de puternic, eu n-am folosit doar la 70. Și atunci perioada de concentrație rămâne pe mai multe luni de zile și este folositor. Vreau să vă spun că această compoziție pe care am făcut-o, acest protofil de casă, îl folosim mereu la siropuri. Cei care folosesc la sirop, eu nu folosesc la sirop pentru că nu dau sirop la albine. Protofil de casă îl folosesc doar la unele rame când pun la roiuri și la coșnița de albine când capturez roiul. Dar vă veți întreba ce fac eu cu protofilul de casă. Ce fac eu? Eu o să-l folosesc la turta proteică. O să vedeți lucrul acesta peste o lună și ceva, la începutul lunii februarie până în 10 februarie, vom face turtele proteice și o să vedeți acolo ce componență o să folosesc eu, ce părți componente voi folosi la această turtă proteică, la care adăugăm și protofil. Dar până atunci vreau să spun că această rețetă de protofil nici nu se compară cu ceea ce găsim protofilul din magazine, magazinele apicole. Dacă citiți ingredientele de pe sticla de protofil, veți vedea că sunt cu totul altele decât ceea ce este natural. Și vă dați cu seama că, într-un mod sau altul, ele afectează albina. Aș vrea să vă mai mărturisesc ceva. Eu așa folosesc, v-am spus, o parte din protofil la ramele care le pun în noul stup, în noua familie, după ce pun un roi capturat. Cu puțin miere și apă, amestec puțin protofil, în funcție de, după ochi, nu fac după cantitate, unii folosesc 170 de mililitri la câțiva litri de apă, eu nu fac așa, pur și simplu pun după ochi puțin protofil de casă, cu puțină apă, miere și stropesc peste rame ca albina să meargă repede acolo. Ce vreau să vă spun, că în primii ani când am folosit protofil, n-am avut protofil de casă, am folosit protofil de cumpărat și am pus așa, vă spun, puțin, cam un dop în vreo 100 de mililitri, fiind pe grabă, în capturarea roiului, să ud puțin ramele, iar după ce am pus acolo, am amestecat, la un moment dat am stropit, că n-aveam cu ce, era mai complicat, am stropit și protofil din acela dinpreună cu apă și cu ce am folosit, a mers pe albine. Vreau să vă spun că a ars acele albine. Da, nu pe toate, vă dați cu seama, dar pe care le-a nimerit acea componență cu protofil de cumpărat și așa, albinele s-au înnegrit și au și murit. De aceea, tot ceea ce citiți acolo, veți vedea că sunt părți chimice și sunt destul de nepotrivite pentru
sănătatea albinelor noastre. Iar ceea ce este folosit aici pe profilul de casă, chiar dacă este mai greu să mergi pe câmp, să strângi sunătoare, coada șoricelului, flori de tei, să le adun pe toate și să faci ce am făcut eu, este puțin mai greu și să te deplasești, să le cauți pe toate, dar merită lucrul acesta pentru că albina are nevoie de cât mai multe părți din acestea naturale, pentru că ea prin asta supraviețuiește și are o sănătate mult mai, mult mai bună decât noi ceea ce îi folosim. Știți că metoda mea de apicultură este o metodă tradițională cu tratamente clasice pentru albine și nu complicate, pentru că toate acestea fac ca albinele noastre să fie niște albine care nu aduc sănătatea în mierea pe care o consumăm în ceai sau indiferent cum o consumăm noi. Astăzi am vrut, iată, să vă arăt cum arată protofirul de casă după 5 luni de zile, aproape 6 luni de zile. Aici s-a mai învârtit câte puțin și când voi face turta proteică, am să vă arăt cum folosesc eu protofirul de casă. Până data viitoare, vă salut cu drag. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, abonați-vă la canalul meu de YouTube și veți mai vedea alte lucruri frumoase și sănătoase în același timp pentru albinuțele noastre. Sănătate tuturor!